Salutare! Am gândit să începem noul ce-o fi asta, canal, să zicem așa, cu un lucru care chiar o să vă ajute și așa că o să vă arăt cum puteți obține alt Survivor Evolved pe gratis, cum scrie și aici și prin multe alte părți pe site-ul ăsta. Deci intrați, link-ul va fi în descriere, intrați pe link-ul de download, e posibil, uitați, să se deschidă altceva. Dacă nu aveți noroc, să văd că eu am foarte mult noroc astăzi. Și aici îi dați download sau view now. Și pentru că e un joc destul de mare, uitați aici, 95 de giga. Veți folosi aplicația asta, care linkul va fi de asemenea în descriere. Și îi dați simplu hop. Uite, mi s-a deschis altceva, închideți chestia asta, trebuie să vă înceapă download. Și vă aruncă în asta și apăsați download. Chestia asta va dura mult. O să o șterg pe a mea de aici, după video. Dar uitați-vă la cealaltă, cât a durat. Deci, am început download-ul la ora 11:51 și s-a terminat la ora 6:16, doua zi dimineață. Deci a durat undeva la 6 ore jumate. Deci de-aia vă recomand să o faceți peste noapte. Așa. Acum, după ce se downloadează asta foarte frumos, o deschideți, extrageți într-un loc. Desigur că n-am bunul cumpărat, pentru că cine dracu are chestia asta cumpărată. Alegeți locația. Eu l-am aici downloadat. Îi dați extrage. Și asta durează cam o oră jumate. Un joc foarte mare. Și o să vedeți chestiile astea. Foarte simplu. Intrați pe chestia asta. Ar Survival Launcher, îi dați Yes și vă apare asta. De unde vă alegeți un server. Puteți să faceți și un server, probabil, un prieten privat, dar încă n-am descoperit cum așa că joc pe asta. Probabil o să faceți și câteva episoade cu jocul propriu zis. Apăsați pe, vă faceți un cont fals de Steam pentru că o să jucați chestia asta prin Steam. Și e posibil să vă baneze contul, așa că vă uitați aici. Creați un cont nou, nu am niciun joc astea, apar doar, dar nu sunt ale mele. Uite, îmi zice Ransom the Computer via Steam Play, sunt din sala de pe celălalt cont de Steam. Îl creați și ca să fiți siguri că nu porniți din greșeală, apăsați pe L. Ca să nu porniți de pe contul dumneavoastră. Și așa ar trebui să vă blocheze jocul pe acest cont. După care, nu e mai simplu, porniți, o să caute update-uri. Asta e foarte frumos că jocul a dat aia singur. O să vă mai downloadeze vreo 130 de giga. Deci trebuie să aveți spațiu ca lumea. Și după o să se deschidă. La voi o să dureze ceva, pentru că v-am spus, o să mai aibă ceva de downloadat. Dar o să meargă mult mai repede decât pe program, decât download-ul la joc propriu zis. Se deschide, sper că puteți să și vedeți. Dacă nu, asta va fi un fail și o să trebuiască să mai încerc o dată. Și vă conectați singur, nu trebuie să apăsați pe nimic. Hai. Te rog. Da, uitați, ne planează, nu știu, sau nu, nu downloadează, că downloadează, încarcă harta. Ce? Mai închide căldura asta de Lasă-mă că aici. mi-e fri Mai mi-e închide cald! căldura asta de aici. Lasă-mă că mi-e cald. Băiatul meu frumos, nu-i așa? Am revenit în cât timp suntem în joc, propriu zis. Și aici pur și simplu vă obțin. Avem mai tăne casă, dar am făcut anumite chestii astea și le-am pierdut. Și puteți dresa animale și tot ce puteți face în jocul acesta. Și pur și simplu vă jucați și vă bucurați de el. Cum am zis, aveți nevoie doar de spațiu și foarte, 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 foarte multă răbdare. Ok, mi-am dat seama că n-am terminat videoclipul acesta. Așa că hai că-l terminăm chiar acum. Mă, n-am făcut un outro. E rândul vostru acum să învățați jocul. Eu sper să vă placă. Eu am avut noroc cu un copil care s-a apucat să mă învețe toate șmecherile astea. Adică n-aș fi avut nici chestia asta și nici nu m-aș fi apucat să găsesc chestia asta dacă nu era el.
Noroc cu el, un băiat extraordinar de treabă. Acum e rândul vostru să vă apucați să experimentați. Sper să vă placă. Acum va fi toate șmecherile alea care le zic toți youtuberii la sfârșit cu like-ul, comentul și așa, dar e decizia voastră dacă vreți să o faceți sau nu. Ne vedem data viitoare. Baftă-mă!